Bună seara, dragii mei prieteni, și bine ne reîntâlnim! Se pare că ne reintrăm în obiceiul nostru frumos și bun, nu? Să ne vedem lunea la începutul săptămânii. E, lăsați că săptămâna viitoare iar nu o să ne vedem. Și de aceea am considerat că este foarte bine, deși ne-am întâlnit vineri, să ne vedem astă seară. Dragilor, mă bucur deosebit de mult că suntem din nou împreună, chiar la interval de 3 zile. Nu știu cum vă bucurați voi, dacă vă bucurați sau nu că mă vedeți, dar eu sunt bucuroasă, să știți, și când încep să apară inimioarele și semnalele că sunteți cu mine, uite așa îmi crește inima, să știți. Știți că este o diferență de câteva secunde, cam 14 secunde, între momentul când apar eu și mă văd aici și momentul când voi apar semnalele de la voi. Dragii mei, eu sunt Camelia Tița, prietena voastră, și spun despre mine că sunt demolator de credințe limitative, constructor de viață nouă și livrator de fericire. Ați ghicit! Și pe lângă acestea știți bine că lucrez cu oamenii de o grămadă de 10 de ani, de 42 de ani, ajutându-i să treacă mai ușor, mai lin, mai frumos prin viață, și fac acest lucru în diferite calități, ca profesor, ca psiholog, ca și coach, ca și trainer, deci în multe roluri. Și intenția mea este să îi ajut pe oameni să treacă mai ușor prin viață. Știți că conduc și Academia de Leadership și Dezvoltare Personală Camelia Tița și acolo avem o serie întreagă de programe, de cursuri și au acest scop despre care v-am vorbit. Dragii mei, în această seară vom vorbi despre relația dintre gânduri, cuvinte, fapte, obiceiuri și rezultatele pe care le avem în viața noastră. Nu știu cum sunteți voi, în ce moment al vieții voastre, dar, dragilor, nu știu dacă voi sunteți mulțumiți, fericiți, recunoscători, vă simțiți bine cu voi în pielea voastră în acest moment al vieții. Nu știu cum sunteți, dar vă asigur că întotdeauna este loc de mai bine. Și noi în această seară vom vorbi cum putem să ne îmbunătățim starea actuală din viața noastră, pentru că, așa cum spuneam, întotdeauna ne poate fi mai bine decât ne este, ca să ne înțelegem. Și dacă putem să facem mici schimbări, ținând cont de niște lucruri pe care le vom învăța în această seară, vă asigur că ar fi minunat să îndrăzniți să aplicați, pentru că o să vedeți rezultatele. Vă spune un om care a făcut schimbări multe, succesive, și tot fac, și tot fac, și credeți-mă că este de bine. Dacă nu ne dăm voie să fim flexibili, să ne adaptăm, să învățăm lucruri noi, și să știți că, uite, în ultimul timp vreau să știți că am primit zeci de cereri de prietenie și cu mesaj în privat, că vor să învețe mai mult, și acest lucru mă bucură enorm, să știți, enorm mă bucură, pentru că asta este și intenția mea, din ce am primit eu să curg, da? În dar ați luat, în dar să dați. Te îmbrățișez, Ștefan Alexandru, ce mă bucur că ești cu noi. Dragilor, suntem mulți, am văzut, da, și este minunat, este vară, sunt concedii, dar se pare că oamenii sunt interesați, cum să spun, să învețe lucruri noi, și este foarte bine, sunt interesați de modul cum pot să își îmbunătățească viața, și pe mine asta mă bucură extraordinar de mult. Și acum, pentru că suntem la o sesiune de Camelia Coffee, haideți să vedem ce avem aici. Și am așa, lumânărica, voi știți, da, de la Înviere, am icoana cu Maica Domnului cu aripi, știți cât o iubesc, da, nu e nevoie să vă mai spun acest lucru. Am o floricică, o orhidee, da, o floricică, da, nu e ea ultimul răgnet, dar e drăguță, înviorează aici. Așa, știți că eu fără floare nu pot. Iubesc atât de mult florile și, cum să zic,
omul când este apropiat de natură, apropiat de animăluțe, de floricele, de frumos în general, este semn că e frumos la suflet, așa gândesc eu. Și bineînțeles că avem cănița noastră, cea de toate zilele de data aceasta, pentru că vineri am avut-o pe cea de la Adriana Petre, căreia i-am mulțumit extraordinar de mult pentru ceșcuța ei, care este o amintire dragă mie. Și am o cărticică pe care o să o folosim la momentul potrivit, la reflecție, dragilor. Nu vă întreb cum a fost săptămâna voastră, pentru că au trecut doar câteva zile de când nu ne-am văzut. Dar vă întreb cum a fost weekendul vostru, pentru că eu de vineri, să știți că am fost în rolul de bunică, mai degrabă de sâmbătă, da? Și m-ați văzut că v-am pus acolo, am plecat cu o parte din nepoți, așa îi combinăm noi, da? Nu îi luăm pe toți odată cu noi, că nu le facem față. O să vedeți, sentimentul de bunici este și relația de bunici și nepoți este cu totul și cu totul specială decât părinți-copii, ca să știți, da? Să țineți minte când o să ajungeți să experimentați această experiență. Și ne-am bucurat, să știți, ne-am bucurat să fim împreună, să ne cunoaștem mai bine, să facem lucruri împreună, ne-am bucurat să ne distrăm, dar să și învățăm împreună, să ne educăm, pentru că ei sunt la o vârstă când au nevoie de educație, să fie ghidați, să învețe diverse lucruri, după cum și noi, da? Până închidem ochii, ar trebui să fim deschiși învățării, să învățăm mereu, da? Pentru că apar situații de viață de tot felul provocatoare și vedeți că timpurile se schimbă, da? Nu mai e niciodată ziua de astăzi, nu seamănă niciodată cu ziua de ieri. Și zilele sunt din ce în ce, cum să zic, mai provocatoare, sunt din ce în ce mai pline, ritmul din ce în ce mai accelerat și aceste situații de viață pun oamenii în diverse dificultăți și cu cât suntem mai pregătiți și noi creștem, da? Și puterea noastră interioară crește, sigur că putem să le facem mai bine față acestor situații. La gândurile cu tâlc suntem la 97 parcă astăzi, da? În curând ajungem la 100. A trecut, trece timpul, da? Poate facem o pauză la 100, să vedem ce se întâmplă. Să primesc feedback de la voi. Până acum nu prea am primit feedback, sinceră să fiu, așa, decât de la Alex, da? Care mi-a spus că l-ajută mult și îi mulțumesc pentru feedback. Restul nu prea am primit feedback la gândurile cu tâlc, da? O să vedem ce se întâmplă la numărul 100. Dragii mei, la recunoștință, eu sunt recunoscătoare pentru familie, pentru nepoții mei, pentru aceste momente în care simt că suntem binecuvântați, că am ajuns în acest moment și în această etapă a vieții noastre în care să ne bucurăm de nepoți. Nu e puțin lucru, să știți, și vă dați seama, da, că este o bucurie mare că putem să facem acest lucru. Și la reflecția din această seară vreau să vă citesc o poveste. Știți că nu e o poveste lungă, dar este o poveste cu tâlc. Și tâlcul, sensul poveștii, o să-l descâlcim, da? O să discutăm despre el la sfârșit și o să tâlcuim împreună pe marginea ei. E minunat și știți că eu vă îndemn să stați la această parte cu copiii voștri. Văd că suntem, uite, e aici și Ștefan Alexandru, prietenul nostru, este și Alina, dacă, nu știu dacă ai copii lângă tine, Alina, pe Alisa, pe, da, dacă i-ai pe Andrei, așa, și pentru că este o poveste care ajută deopotrivă, credeți-mă, și pe copii, dar și pe adulți. Și povestea noastră din această seară se numește Cei doi lupi. Cine vrei să fii? Noaptea, la lumina focului, niște indieni din tribul Cherokee depănau povești. Iarnă după iarnă, bătrânii satului rosteau legendele neamului lor ca tinerii să ia aminte și să nu le uite. Erau un neam de războinici, mereu aveau de luptat, ba cu alte triburi, ba cu natura nemiloasă.
Dar cea mai grea luptă pe care o avem de purtat are loc în sufletul nostru, le spunea șamanul tribului. În inima omului își au să lași doi lupi. Unul e fioros și turbat, iar celălalt e plând și milos. Copiii căscară ochii mari. Cei mai curajoși scoaseră un urlet ca de fiar. Cei mai mici se speriară. O fetiță mai curioasă îl întrebă pe șaman: și care din ei învinge? Să ieși învingător era cel mai de preț lucru pentru micii războinici. Va învinge fiara pe care o veți hrăni, răspunse șamanul cel bătrân. Dacă în sufletul vostru veți adăposti invidie și înfumurare, adică mândrie, lupul cel rău va crește și va învinge. Dar dacă oferiți bucurie, îndurare, dragoste și cinste, lupul cel bun va ieși învingător. Și atunci când veți fi mari, veți fi demn de numele Cherokee. Da? Numele tribului lor. Te felicit, Nicoleta, că ești cu fetița ta lângă tine. Are 9 ani, Amalia. Să ne trăiești, Amalia, să fii sănătoasă și sper să înveți din această poveste, să vedem mai departe care este tâlcul, sensul cu acești doi lupi pe care îi purtăm, îi ducem cu noi în interiorul nostru. Este o metaforă, o figură de stil, adică fiecare dintre noi avem două părți pe care le hrănim. Avem o parte de om, ca să zicem, partea aceasta fizică de trup cu nevoile ei omenești, ca să zicem, de mâncare, de plăcere, ne mâncăm uneori, nu numai să ne hrănim, ci și de plăcere, dar, deci nevoi fizice, spunem noi, după cum avem o parte spirituală, da? Pentru că suntem ființe spirituale în corp fizic și această parte divină, dumnezeiască din noi, spirituală, are nevoie să fie hrănită și ea, și vorbim despre lupul cel bun, ca să zicem, da? Are nevoie să fie hrănită cu iubire, cu blândețe, cu lucruri frumoase, cu lucruri bune, da, pentru noi, care ne fac nouă bine, dar și celorlalți. Acum, care este relația dintre cei doi lupi, să zicem, și relația noastră despre care spuneam la începutul sesiunii, relația dintre gânduri, vorbe, fapte, obiceiuri și rezultatele din viața noastră. Dragii mei, tot ceea ce gândim, ce vorbim, cuvintele, ce facem ca acțiuni, obiceiurile noastre, pentru că acțiunile noastre se transformă în niște obiceiuri, conduc automat la niște rezultate. Și marele gânditor Mahatma Gandhi spunea așa: ai grijă la gândurile tale, căci ele vor deveni cuvinte. Ai grijă la cuvintele tale, căci ele vor deveni fapte. Ai grijă la faptele tale, căci ele vor deveni obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, căci ele vor deveni destinul tău. Vedeți, totul, dragii mei, totul care conduce la rezultate, la tot ce vi se întâmplă în viață, pornește de aici. De aici, din mintea noastră, cu ceea ce gândim. De aceea ar trebui să încurajăm gândurile care ne fac mai buni și ne apropie de cei dragi și în mod intenționat să le alungăm pe cele negative. Vedeți, prin acest lucru noi cumva hrănim, da? Fie pe un lup, fie pe celălalt. Prin fiecare gest, prin fiecare faptă, din fiecare situație putem să luăm fie partea bună, fie partea negativă, rea. Putem privi totul cu recunoștință sau cu dispreț, cu țâfnă sau cu bucurie. Alegerea ne aparține.
Dragii mei, mai spuneam și altă dată, comparam mintea noastră cu o grădină și spuneam că aici, în mintea noastră, în grădina minții noastre, însămânțăm semințe de tot felul, semințele fiind gândurile noastre. Dacă noi însămânțăm, punem semințe de soi bun, am zice, adică gânduri bune, de iubire, de generozitate, de altruism, de loialitate, de bunătate, de orice fel, de iertare, de recunoștință, sigur că roadele, rezultatele în viața noastră vor fi foarte frumoase. Adică să ne imaginăm că din niște semințe de soi ies plante de soi. Și se va vedea acest lucru prin ceea ce ni se întâmplă în viața noastră. Vom avea parte de anumite oportunități, șanse, oameni care să ne ajute, să ne întindă o mână la momentul potrivit, de tot felul de coincidențe, mâna lui Dumnezeu, a destinului, întinsă către noi, tocmai când ne este mai greu, da? Sau când suntem în tot felul de situații. Și credeți-mă că cel mai mare rău care ni se poate întâmpla întotdeauna va fi îndulcit. Un pic mai dulce, credeți-mă. Numai că noi, știți, în ego-ul nostru, suntem foarte furioși chiar și pe Dumnezeu. Chiar și pe Dumnezeu, așa se întâmplă, când ni se întâmplă câte ceva ce nu putem noi să înțelegem, ni se pare prea greu de dus și ni se pare că un rău ca acela din acel moment nu poate exista. Decât acela, că e răul nostru, e normal, da? Fiind personal, fiind subiectiv. Vedeți, dragilor, întotdeauna orice rău poate fi mai rău, credeți-mă. Îmi vine în minte povestea aceea cu Ion nemulțumit de crucea lui, știți? Și în vis, când el tot se certa cu Dumnezeu așa, de ce viața lui e atât de grea, visează cum un înger, da, îl poartă așa în zbor și îl duce să-și aleagă singur, să-și aleagă propria cruce. Și îl duce într-o casă cu camere multe, unde erau diverse cruci și în prima cameră erau cruci de piatră și Ion n-a vrut să se uite acolo, dar a trecut glonț în camera a doua, unde erau cruci de metal, a încercat el una, două, trei, a văzut că sunt foarte grele, nu i-a plăcut nici aici și a trecut mai departe, unde erau niște cruci de lemn. Și acolo a otit el una, s-a gândit că aia va fi mai ușoară, dar îi se potrivește lui, a luat-o și îngerul l-a întrebat, ești mulțumit cu această cruce pe care ți-ai ales-o? Și a zis, da, sunt mulțumit. Ei, acum te rog să te uiți, să vezi ce nume are scris pe ea. Și a întors Ion crucea, da, și se uită și vede numele lui scris pe acea cruce. Deci era crucea lui. Dar, dragii mei, vedeți, oamenii se războiesc cu Dumnezeu când le este greu. În primul rând, știți de unde pornește acest război? De la conflictul cu ei înșiși. Când suntem neîmpăcați cu noi, când există acolo anumite drame, anumite nemulțumiri, frustrări din copilărie, de-a lungul vieții, da? Deci când se întâmplă acest lucru, sigur că suntem conflictuali. Deci de la acest război cu noi înșine, efectiv se extinde către ceilalți și intrăm în conflict cu ceilalți. Nicoleta întreabă, ce faci când încerci să plantezi semințe bune în grădina unui copil, dar societatea și colectivitatea ți-l schimbă fără să vrei? Nicoleta, eu te învăț așa. Indiferent ce se întâmplă în societate, noi avem datoria să semănăm semințe bune în copiii noștri. Uite, o să spun din experiența mea. Am fost în acest weekend cu nepoții mei. Acum nu o să vă spun că sunt sfinți. Nu! Au și ei diverse cuvinte în vocabular. Fac și ei anumite lucruri cu care eu personal nu sunt de acord. Da? Și eu simt că mai este de îmbunătățit acolo. Și nu preget să o fac. Să cultiv semințe bune. Și mă
mă folosesc de orice prilej ca să fac asta. Deci, Nicoleta, tu fă-ți datoria de părinte responsabil și conștient. Acum, nu putem controla tot ce se întâmplă, conjuncturile, mediile, pentru că tocmai m-a întrebat și Alex, da, înainte a pus o întrebare, o să îi dau citire. Nu putem să controlăm, da? Nu putem să închidem copilul într-un clopot de sticlă, într-o seră și să fie acolo în siguranță, să nu-l strice, da? Societatea. Nu putem, Nicoleta, să facem asta. Dar eu zic așa, că dacă un copil este sănătos, educat, adică pomul este adânc înfipt în rădăcină și este îngrijit cu dragoste, nu au putere acele influențe. Pentru că, dragilor, influențe din jurul nostru vom avea tot timpul fiecare dintre noi. De aceea vă învăț să fim oameni buni, să avem credință în Dumnezeu, copiii să ne-i punem în grija Maicii Domnului. Maica Domnului, te rog să ai tu grijă de fetița mea când e plecată de acasă, la școală și unde merge ea, de băiețelul meu, da? Și spune-i pe nume și fă-i cruce, așa, da? Ai grijă de el, pune-l în grija Maicii Domnului, ca tu să stai mai liniștită, mai relaxată, mai detașată și cumva acolo lucrurile unde va merge copilul tău să se întâmple cu grija lui Dumnezeu și cu permisiunea lui și să nu se întâmple lucruri, cum să spun eu, foarte grave care să-l afecteze pe copil. În același timp, tu ai grijă și cultivă, da, o relație de comunicare deschisă, sinceră, cu copilul tău. Copilul tău să aibă încredere în tine, să vină la tine de câte ori are nevoie și se confruntă cu situații de tot felul. Este foarte important copilul să aibă încredere în noi și ca părinți, da? Să știe că se poate baza pe noi. Să știți că dacă copilul te simte un părinte slab, și știți ce înseamnă un părinte slab? Un părinte care poate fi dus cu preșul ușor, un părinte care face orice îi cere copilul, e un părinte slab. Slab recunoscut chiar de copii, ca să înțelegeți, da? Deci copiii recunosc puterea interioară a părinților, știu când părinții spun nu cu autoritate și fermitate, înțeleg că este spre binele lor, da? Și cum îl respectă pe părinte pentru asta. Când vă spun că știu asta de la copii, adică chiar ei îmi spun, păi ce doamna, păi ce zic eu aia face și nu știu, nu, și tu, și eu îl întreb, dacă tu ai fi părinte, hai să facem un schimb de roluri, da? Imaginează-ți că tu ești părinte și imaginează-ți că tatăl tău ești tu, da? Hai să vedem care ar fi acolo, tu ce atitudine ai avea și ce credeți că îmi spune? Ce credeți că îmi spune? Că e de acord cu tata? Nu! Îmi spune exact ce ar trebui să facă și să știți că ei sunt foarte, cum să vă spun, sunt în gândirea lor, gândesc foarte bine. Numai că ei sunt, tot noi am făcut așa, da? Răsfățați, egoiști și țin să le satisfacem noi anumite capricii. Ei, eu vă spun că dacă cădem în capcana aceasta a lor să le satisfacem capriciile, chiar dacă acest lucru nu este spre binele lor, și la mine vin părinți mulți, să știți, cu copiii, doamnă, noi suntem vinovați. Noi ce a vrut, aia i-am dat. Și ne-am dat seama că am greșit. Dar am făcut-o, am făcut-o. Deci, dragilor, greșim, să știți, când nu vrem să ne supărăm copiii, când vrem să le oferim totul. Eu n-am avut, doamnă, jucării, să aibă copilul meu de toate. Eu n-am avut nu știu ce de firmă. Vreau să aibă copilul meu numai haine de firmă. Vreau să aibă telefonul cel mai scump. Vreau. Și se miră după aia că au tot felul de surprize din partea părinților și cum credeți că, din partea copiilor, cum credeți că reacționează părinții? Cu frustrare. Doamne, ce am făcut eu pentru el? Deci am un caz acum de o fată foarte bună care a picat bacul, s-a blocat,
Da? La examen n-am mai știut nimic. Și părinții sunt foarte frustrați pentru că au investit foarte mult în acest copil. Meditații, una, alta, și-au putut permite, au investit foarte mult. Și mama a cedat psihic. Da? Pentru că fata nu a luat bacul. Deci vreau să vă spun că aceste drame se întâmplă din cauza egoului nostru. Pentru că da, și mi-a dat dreptate mama când am vorbit despre asta și a zis, doamna, aveți dreptate, dar noi nu ne-am gândit așa, nu ne-am gândit, vedeți, noi ne-am gândit că să aibă de toate. Eu am avut o copilărie grea, n-am avut aceste lucruri și eu și soțul meu ne-am străduit să le oferim copiilor noștri, pentru că mai are un frățior fata, să le oferim tot ce e mai bun și ce au vrut. Da? M-am dat peste cap și îmi povestea diverse lucruri pe care le-au făcut, ce au vrut copiii. Îmi pare rău, dar nu e bine deloc și nu vă încurajez la acest lucru, să știți. Deci aveți grijă cât oferiți copiilor. Bun, ce lup hrăniți în ei, da? Apropo, da? Din cei doi lupi, că revenim la povestea noastră. Deci, dragilor, dacă noi cultivăm acolo semințe de mândrie, de orgoliu crescut, de, nu știu, tu ești cel mai bun, da? Deci, și nu vorbim despre încurajare, pentru că știți care este diferența în a crește ego-ul unui copil și a-l încuraja pe bune? Știți care e diferența? Că am fost întrebată de asta. Zice, cum pot să-l încurajez pe copilul meu fără să-i hrănesc ego-ul? Păi eu când aud și văd Facebook-ul, prințișorul meu, prințesa mea și așa, fără să, cum să zic, îmi adulez copilul, pun pe un piedestal, fără să fi făcut nimic pentru asta, da? Ci pur și simplu că e copilul meu și îl iubesc. Și din acest lucru fac așa o poveste, sigur că îi voi hrăni ego-ul. Dar dacă copilul este, face dovada, da? El învață, este bun și îl apreciez pentru lucruri concrete. Mami, sunt foarte mândră de tine pentru că, da, uite, îți faci ordine în cameră, ți-ai făcut patul, ți-ai făcut singur ghiozdanul, ți-ai pus tot ce trebuie. Uite, remarc că ești foarte ordonat în camera ta și la birou. Ai foarte mare grijă, da, să fie ordine în jurul tău. Apreciez că, uite, ai grijă de flori, apreciez că ai grijă de cățeluși, îl scoți afară. Îmi spunea odată o mămică, doamnă, a insistat să-i cumpăr cățel, i-am cumpărat și acum zice, eu trebuie să am grijă de el, eu trebuie să-l scot afară, eu trebuie să-i duc nisipul, să-i schimb, să mă rog ce-i pune acolo. Zice că nici nu vrea să se mai uite la el. Și nu e bine să știți lucrul acesta. Dar trebuie să învățăm să-și asume niște responsabilități. Este foarte educativ și să vedeți că roadele se vor vedea pe parcurs în viața dumneavoastră și în viața copiilor. Vrem să creștem niște adulți responsabili care să-și asume și greul, da? După cum își asumă și ușorul. Dar copiii care nu sunt învățați să-și asume nimic când sunt mici, nu își asumă, să știți, nici când sunt mari. Fug cât pot, nu se, cum să zic, nu se implică, fug de răspundere, sunt foarte slabi emoțional, puterea aia interioară, da, cocoloșită de noi, că suntem acolo tot timpul lângă ei și îi ajutăm să-și rezolve orice, oriunde, oricând, dar nu și-au dezvoltat-o. Știți, vorbim despre copii puternici, copii care trec prin suferințe. Și de curând, acum câteva zile, am avut o fetiță, să vă spun, a trecut în clasa 6-a, cu o situație foarte specială, în sensul că părinții într-un conflict, acum sunt, s-au separat și vor să divorțeze și a fost acolo o situație care trenează de ceva timp, tatăl și-a înșelat soția, soția foarte preocupată de escapadele amoroase ale soțului, a neglijat fata. Ei, fata a crescut mai mult singură, a luat-o pe arătură, cum evident se întâmplă, întotdeauna se întâmplă, s-a lovit cu capul de pragul de sus, hopa, a înțeles niște lucruri, deci vorbim de un copil de 12-13 ani,
Da? Și a înțeles și a zis până aici, stop. A avut norocul să întâlnească o fetiță mai mare cu un an, foarte cu minte, educată, și a trezit-o la realitate și a înțeles că e spre binele ei să se înconjoare de persoane. Ea îmi spunea, am înțeles că trebuie să mă înconjor de alt anturaj, de alte persoane care îmi vor binele, nu răul. Și mi-a povestit niște lucruri cu o atât de mare înțelepciune, dragilor, la 13 ani, mie fata asta mi-a dat lecții de viață. Și știți de ce? Pentru că era trecută prin greutăți și suferințe. Și ea îi dădea sfaturi mamei ei, le dădea sfaturi la școală copiilor, era atât de sfătoasă, atât de matură în gândire, să știți, și spunea niște lucruri, eu am învățat să am grijă de mine, pentru că am fost nevoită să am grijă de mine. Tatăl meu a fost ocupat tot timpul cu altcineva, mama mea a fost ocupată tot timpul cu el, cu ce face el, și eu a trebuit să învăț să mă descurc singură. Ei, un asemenea copil, să știți, că are putere interioară și puterea de a se descurca în viață și a face față situațiilor provocatoare. Acum o să ziceți, da, dar nu e de preferat o asemenea. E adevărat și asta, nu e de preferat. Dar ar trebui să fim în controlul intențiilor noastre și să nu facem din lipsurile pe care le-am avut noi, să facem greșeala să oferim copiilor noștri mai mult decât au nevoie, pentru că îi stricăm, să știți. Îi stricăm. Părinții strică pe copii, să știți. Deci copiii nu se strică singuri. Deci stricăciunea copiilor începe în familie. Să nu vă supărați pe mine, vă spun cu dragoste. Am 3 copii și am trecut prin tot felul de situații în afară de rolul de pedagog, de psiholog și nu știu ce, da? Deci vă spun și din experiența profesională și din experiența personală. Deci părinții sunt primii care își strică copiii. Dar știți cum o facem? Inconștient. Inconștient. Din dragoste, din așa gândim noi că e bine, din orgoliu nostru ca părinte, o facem, să știți. Deci, bun, să ne întoarcem la această relație. Ce însămânțăm în mintea noastră, da? Ce fel de semințe, ce fel de gânduri, acestea se vor rostogoli și vor ajunge rezultate în viața noastră. Dacă semăn semințe de soi bun, voi avea și automat, voi vorbi frumos, da? Mă voi referi la aceste gânduri în termeni, în cuvinte frumoase de vibrație înaltă. Voi face acțiuni frumoase și îmi vine în minte acum voluntariatul, sunt atâția oameni care se dedică altor oameni și unor cauze și proiecte umanitare. Sigur că acești oameni cu gândirea pură, cu gânduri frumoase, cu simțiri frumoase, cuvinte frumoase și acțiuni frumoase, vor avea rezultate frumoase în viața lor. După cum, dragilor, și invers, semănăm bruieri ca și gânduri, da? Invidie, gelozie, furie, răutate de tot felul, da? Sunt atâtea. Le știți, da? Le știți. Le știm din viața noastră. E, dacă asta semănăm în minte, neiertare, da? Ce vom avea dacă semănăm asta în minte? Vom avea bruieri, da? Și voi vorbi plină de venin și acțiunile mele mă vor trăda. Și ce rezultate credeți voi că voi avea în viața mea? Evident, marcate de ceea ce simt și de ceea ce gândesc. Da? Pentru că, vedeți, este o corelație, o relație de interdependență. Ce gândesc, vorbesc, simt, fac, evident, aceea voi avea. Și are legătură cu întrebările noastre de mai departe, da? Deci, dragilor, să avem grijă la gândurile noastre, să avem grijă la cuvintele noastre. Și am un foc mare aici la cuvinte. Aud oameni care folosesc cuvinte într-un mod absolut inconștient. Și îmi vine acum o expresie, deci un vecin al meu își lua copilul din mașină și îi zicea cu drag și îi zicea, bă, răhățel cu ochi. Dar nu răhățel, îi zicea cumva urât așa și ori mai fi și copii pe aici și nu vreau să audă din gura mea așa ceva.
eu zicea sub formă de alint, dragilor, unui copilaș care are 3 ani și ceva și nici nu vorbește măcar. Și nici nu mă miră de ce nu vorbește. Nu îi zicem copilului așa. Nu, cum să zic, nu le punem tot felul de porecle, tot felul de cuvinte, îi facem animale de nu știu care, îi facem răhăței și nu știu cum. Și nu, dragilor, pentru că aceste cuvinte, indiferent cum le spunem noi, da, ele produc niște efecte. Și avem o întrebare excepțională de la Elena, da? Să știți că orice cuvânt are o vibrație energetică și produce niște efecte la nivelul acelei vibrații. Și Părintele Arsenie Boca zice așa, mă, nici în glumă să nu zici cuiva nebunule. Nici în glumă să nu-i zici. Pentru că îi strici configurația mentală. Da? Deci, orice cuvânt și orice gând efectiv lucrează în câmpul energetic al omului sau aură, cum vreți voi să ziceți, același lucru, în duhul lui, în spiritul lui, sunt aceleași lucruri, ca să știți, da? M-a întrebat Alex și nu vreau, Ștefan, da, Alexandru Ștefan, înainte, cum să gestioneze răutățile copiilor din parc, da? Știți că Alexandru, prietenul nostru, are niște dificultăți locomotorii, nu poate să meargă, are niște probleme foarte serioase și vedeți că se confruntă cu răutatea unor anumiți copii. Și mă întreba, da, am văzut eu aici anterior, mă întreba despre asta, cum să facă să gestioneze. Dragii mei, cum spuneam și revin cu această idee, nu putem să controlăm comportamentul celorlalți, dar putem să ne controlăm atitudinea noastră. Alegem fie să hrănim răutatea lor cu răutate, să mă supăr pe ei și să îi afurisesc și să îi urăsc și, da, e în alegerea mea să fac asta, sau din contră, pot să le spun, lasă-i mă săraci, că nu, nici nu-și dau seama ce fac, da? Lasă-i, Doamne, ai grijă de ei, da? Să-i ai în grija lor, pentru că să nu mă gândesc la ei cu răutate. E foarte greu pentru un copil, da, cum e Alexandru, în situația lui, să ajungă la nivelul ăla, dar eu știu că tu ești puternic, Alexandru, știu că ai multă credință la Dumnezeu, da? Maica Domnului gândește că ți este scut pavăză și chiar așa să te gândești, măicuța Domnului, te rog să mă protejezi când pleci de acasă, da? Să-ți creezi un scut protector și să știi că ești în brațele Maicii Domnului și că nimeni nu poate să-ți facă nimic să te atingă. Și dacă totuși un copil îți zice ceva răutăcios, eu zic să nu fii atât de sensibil. Tu ești sensibil pentru că ai problema ta, ai durerea ta, ai rana ta. Ci unii copii fac tot felul de, spun anumite lucruri în glumă, inconștient, fără să-și ia seama că te rănesc și tu suferi. Da? Cumva soluția tot la tine e, da? Tot tu să te călești, ca să zic așa, și nu e ușor, pe dinăuntru, puterea ta interioară, exact cum spuneam despre fetița dinainte, care a trebuit să treacă prin nenumărate experiențe dureroase, ca să se călească ea emoțional și să-și întărească puterea interioară. Tu ești un copil foarte puternic, Alexandru. Te cunosc personal, ne-am luat în brațe, știu cine ești. Ești o putere. Ești o forță, dragul meu. Ești o forță și tu poți să faci față tuturor acestor atacuri, dacă sunt atacuri. Dar fii foarte atent că uneori, în durerea noastră, în rana noastră, luăm atacuri, le considerăm și le luăm personal, lucruri care nu sunt personale neapărat. Și acolo se vorbesc diverse lucruri, se fac diverse glume și noi în durerea noastră putem să o luăm personal. Deci fii un pic mai indiferent și cum ziceam, roagă-te la Maica Domnului, la Mântuitorul, da? Și ai acolo protector pe Sfântul Ștefan, care are foarte mare putere, Sfântul, da, mucenic Alexandru,
Da? Ai doi ocrotitori foarte puternici. Fă apel la ei și la îngerii tăi păzitori. Și o să vezi că lucrurile se vor schimba. Te rog să faci asta și să mă ții la curent și să-mi spui, da, cum s-au întâmplat lucrurile. Eu personal știți că nu încurajez bullying-ul, pentru că despre asta vorbim. Ce este bullying-ul? Bat jocură, dragilor. Și nu glumim, pentru că am auzit și la între nepoții mei, da, și adresează diverse cuvinte în glumă. În glumă, da? Ei, eu nu sunt de acord, da, cu aceste glumițe dureroase. Nu sunt de acord. Atâta timp cât te face să suferi și ți-aduce atingere imaginii tale de sine, da, cum mă văd eu pe mine, nu e glumă, da? O fi glumă, dar nu e de făcut așa, la modul ăsta, da? Bun, deci am răspuns la două întrebări până acum, pe cele care le-am avut în direct. Dacă mai aveți întrebări în direct și eu sunt pe fază și pot să le pun. Uite, am dat de întrebarea ta, Alexandru, cum pot să procesez să nu mai fiu supus agresiunii verbale prin parc de copiii răutăcioși. Da, exact cum am zis, efectiv. Fi indiferent, spuneți că ei sunt inconștienți, nu știu, roagă-te pentru ei și fă apel, exact cum am zis, să-ți creezi această protecție, da? Și nu mai lua personal, Alexandru, nu mai lua personal. Și eu am probleme de mers, tu știi, da? Și eu șchioapăt, și eu nu pot să merg, tot, nu ca tine, dar și eu am problemele astea. Și nu-mi pasă, să știți. Da, de-abia aștept. Știți că Alexandru a scris o cărticică și uite, scrie când o să ajungă la Slatina să-mi ofere cartea și mi-a spus într-un mesaj că a scris și despre mine în cartea aia. Nu știu ce a scris el acolo, dar sunt convins, a zis că e de bine. De-abia o aștept, Alexandru, să știi, te aștept cu cărticica. Bun, acum vreau să dau citire întrebărilor. Deci aș vrea să mă asigur că voi ați înțeles despre această relație foarte puternică de interdependență dintre gânduri, cuvinte, fapte și faptele repetate devin obiceiuri, da? Și dacă omul are obiceiuri sănătoase, sigur că rezultatele vor fi frumoase, bune, va avea succes. Dacă avem obiceiuri proaste, de exemplu, să pierzi nopțile, să bei alcool, să te droghezi, să bagi bani la aparate, deci obiceiuri proaste. Ce credeți voi, ce fel de rezultate credeți voi că pot să genereze asemenea acțiuni? Evident că eșec, da? Eșec, relații proaste, rămâi singur, te lasă nevasta, bărbatul, părinții nu sunt de acord, faci datorii, pierzi banii, să știți, știți câți oameni am eu aici, trec pe la mine, care s-au datorat în bănci, am avut un tânăr, a zis, doamna, o geantă de bani din bancă, că nu erau ai mei, și mai tragic, am făcut împrumut în bancă și o geantă de bani am pierdut într-o seară la aparate. În prima fază am câștigat, mi-a spus. Zic, dar ce te-a făcut pe tine să tot bagi? Păi zice, doamne, știți cum e acolo? Câștigi puțin, începe adrenalina aia așa și nu te mai poți deslipi. Și tot cu speranța că tot o să mai câștigi, tot o să mai câștigi, bagi acolo și ultimul leu. Deci îmi spunea el și era foarte conștient, să știți, de ceea ce făcea. Și dureros de conștient. A ajuns, știți cum a ajuns? Nu era căsătorit. Și iubita l-a lăsat tot din această cauză, părinții erau devastați, era singurul copil, a ajuns la tentativă de suicid din această cauză și a dat seama că viața lui e un fiasco, că e un ratat, că el a eșuat pe toate părțile și a hotărât să-și pună ștreangul de gât. Deci l-a găsit tata lui când el își pusese funia de gât, ați înțeles? Vă imaginați și a fost acolo pe tata lui care avea, era un om la o vârstă așa și era singurul copil. Deci, dragilor, eu ce vă spun acum aici, da, sunt situații de viață cu care eu mă confrunt aici în cabinet și vă spun, da, vă spun lucruri reale. Bun, acum,
O să dau citire întrebărilor. Și Nicoleta Neagoie întreabă așa: ce facem când inima spune una și mintea alta? Păi, draga mea Nicoleta, ăsta este un conflict interior și cei mai mulți dintre noi suntem în această situație. Da? Mintea spune una și inima alta. Acum, femeile au o intuiție foarte bine dezvoltată și intuiția este, cum să vă zic, o superputere divină, da? De origine divină. Adică simțim, este un feeling, zicem noi așa, da? Efectiv, suntem ghidate divin. De ce? Pentru că femeile nasc și au această superputere ca să poată să-și protejeze pui, da? Deci, efectiv, mamele, femeile au o intuiție foarte bine dezvoltată. Și ce ne spune nouă inima, intuiția, să știți că subconștientul e glasul subconștientului, glasul divin. Și atunci noi n-ar trebui să ne îndoim de ceea ce simțim. Ar trebui să ne îndoim de ceea ce ne spune mintea, da, de argumentele pe care ni le aduce, pentru că ne aduce tot felul de argumente și contraargumente și credeți-mă că de cele mai multe ori minte. Inima niciodată nu minte. Deci este, cum să vă zic, o să ziceți, da, uite, femeile când se îndrăgostesc și se ia numai după inimă, o dau în bară, că ia nu știu ce, mă rog, coate goale și nu iau în calcul și alte argumente și așa. De acord, se întâmplă și așa. Când e vorba de a ne alege sortitul, da, sau sortita, trebuie să ținem cont și de logică, de ceea ce ne spune mintea, dar atenție, eu te asigur că dacă tu ești suficient de conectată, da, la Dumnezeu și zici așa: Doamne, te rog, ghidează-mă, eu îl iubesc pe X, îl iubesc de nu mai pot, îl iubesc de mor, da? Vreau, te rog frumos, să-mi spui, să-mi arăți dacă e sortitul meu sau nu, iau sau nu. E, eu vă spun ceva. Și dacă spune Dumnezeu în persoană, Camelio, vezi-ți de treabă, că va fi vai de viața ta cu ăsta, ăsta nu e un om potrivit pentru tine, tu-l vei asculta, nu-l asculți. Nu-l asculți. Ești o femeie îndrăgostită și nu vei crede. Ce vorbești, Dumnezeule, știi tu? Lasă că știu eu mai bine. Știu eu, ăsta e alesul inimii, ăsta e prințul meu, e frumosul meu, o să trăiesc, o să fie numai miere și lapte în viața asta. Dragilor, în ego-ul nostru, mândria noastră, ne-o luăm în freză, în barbă, cum zicem pe românește, pe limba noastră. Pentru că oricum nu-L ascultăm pe Dumnezeu. Dumnezeu ne arată, ne vorbește, intuiția nu ne minte niciodată, dar facem tot ce vrem noi. Credeți-mă că sunt femeie și știu și am trecut și eu pe acolo și trec, da, mereu. E, m-am mai deșteptat, e adevărat, ulterior, dar după ce am dat cu, cum se zice, cu capul de pragul de sus de atâtea ori, da? Bun, deci, cam asta este. Inima ne spune una și mintea alta. Suntem într-un conflict interior și un blocaj. Acum, există mai multe metode de a afla, ca să zicem, da? Și folosim puterea subconștientului, da? Să-l interogăm, da? Să interogăm subconștientul. Există metode, da? Pentru că în starea de relaxare intrăm în starea teta cu creierul și putem să ne punem întrebări și să aflăm răspunsuri. Există aceste metode, da? Validate și vă spun, sunt foarte bune rezultatele. Există metode prin care putem să ne întrebăm subconștientul, da? Sunt aceste metode intuitive, de citire intuitivă, deci se fac multe lucruri, dar când sunt decizii de viață radicale, adică ești la o intersecție, da? Și nu știi. Se deschid două drumuri, sau mai multe uneori, în fața ta și nu știi pe care să apuci. Crede-mă că primul ce îți vine în minte e cel mai bun. De ce? Pentru că este acea intuiție, da, care este o superputere, care te conectează
La mintea aceea, că îi zicem minte colectivă, conștiință, supraconștiință, că îi zicem Dumnezeu, da? Te conectează acolo și tu vei avea acces acolo. Dacă crezi și ești ancorat bine în acea superputere, în sursa vieții. Bun. Acum, a doua întrebare. Elena Matei zice așa. Și deschid, da, ghilimele, e un citat. E întrebarea ei. Citind, dau peste o mărturisire a lui Arsenie Boca, care zice așa. Sfânta Scriptură, cartea lui Dumnezeu, are literă și are duh. Energie, da? Putere. De aceea și citiri sunt două. Dacă îți dezleagă Dumnezeu taina ascunsă în litere, o pricepi. O pricepi, da? Învățătura aceea din Sfânta Scriptură. Dacă nu ți-o dezleagă, nu o pricepi decât litere. Și știți cum pricepi literele? Ca și cum ai citi chinezește sau într-o limbă pe care tu nu o cunoști. Adică vezi niște litere, A, B, C, D, S, Ș, dar nu înțelegi nimic ce e acolo. Deci, dragii mei, Sfânta Scriptură este o carte care se citește cu deslecare, cu binecuvântare. Adică nivelul tău, da, spiritual, trebuie de conștientizare să fie la un anumit nivel ca să tâlcuiești, să înțelegi sensul acelor parabole, acelor învățături, acelor slove, da, litere, care au putere în duh, spiritual, în energie. Acum voi știți că se zice așa, litera și spiritul legii, pentru oamenii legii, știu, da, articolul cu tare, spiritul și litere. Ce credeți voi că înseamnă? Și noi am mai vorbit despre asta. În litera știm ce înseamnă, o luăm ad litera, ce scrie acolo. În spirit este vorba despre interpretare, despre puterea aceasta subtilă a minții de a se duce dincolo de cuvinte, da? Dincolo și să înțeleagă taina sensului și sub alte forme. Și voi știți că avocații buni găsesc tot felul de portițe, chichițe, da? Și aici vorbim despre tâlcuirea asta, așa, despre a pătrunde sensul și a le interpreta și a le combina și așa, și scoate unul vinovat, îl scoate nevinovat, că se folosește de spiritul legii, da? Și pune problema de așa manieră încât îl scoate basma curată. Dragilor, în Sfânta Scriptură, pentru oamenii care nu au ajuns la acel nivel încât Dumnezeu să le fi dezlegat mintea și să înțeleagă taina lui, da? La acel nivel de înțelepciune. N-are niciun sens Sfânta Scriptură, nu înțelege. Li se pare, mi spunea cineva, Doamne, mie mi se pare asta o carte dură, sângeroasă, ceva așa, eu nu pot, mie îmi produce nu știu cum. Vedeți, fiecare are tot felul de senzații, da? Fiecare gândește într-un anumit fel. Deci ea este o carte pentru niște minți cărora Dumnezeu le-a permis, le-a dezlegat, da, ca să zic așa, mintea ca să pătrundă această taină. Cum se întâmplă asta? Ia la întâmplare Dumnezeu? Nu! Trebuie să-ți exprimi tu intenția, Doamne, te rog, luminează-mă. Mă apuc să citesc din Scriptură, Doamne, te rog, luminează-mă, sunt niște rugăciuni la început, te rog, luminează mintea să pot să pătrund sensul acestei citiri, despre ce e vorba. Da? Că altfel citesc așa și nici nu habar n-am. Adorm, mă plictisesc, o arunc încolo. Eu nu înțeleg, frate, despre asta ce e vorba. E o carte grea, da? E grea pentru mințile ușoare. Și să nu vă supărați pe mine că am zis așa, că nu o zic personal cuiva, da? Deci ca să înțelegem despre ce este vorba. Deci, dacă Dumnezeu îți dă înțelepciunea să pătrunzi taina, pricepi tâlcuirea. Ce vrea să zică? Altfel nu pricepi nimic. Da? E ca și cum ai citi într-o limbă străină. Și toate pildele, să știți că au sens, tâlcuri,
pe care le pot dezlega oamenii aleși de Dumnezeu cu har. Și nu ai har întâmplător, ci harul, cumva e o alegere a ta prin ceea ce alegi tu să faci ducându-te către Dumnezeu. Dacă vrei să te duci către Dumnezeu, să hrănești lupul cel bun, apropo de povestea noastră, e alegerea ta. Dacă vrei să te duci către celălalt, da, îți place sala de jocuri, îți place distracția, nopțile așa, chefurile, tot felul de batrapaslâcuri și tot felul de să faci bani ușor pe căi necinstite și alte chestii, te duci în partea cealaltă. N-ai cum să fii și cu Dumnezeu și cu ăla în același timp, da? Exclus așa ceva. Da, deci totul e o alegere. Fie îl aleg pe Dumnezeu și hrănesc lupul cel bun, merg pe calea dreaptă în lumină, fie îl slujesc pe celălalt, pe Satan, și merg în întuneric, da? În întunericul conștiinței mele, să ne înțelegem, în întunericul minții mele. Știți ce este întunericul minții? O minte bolnavă. Mintea fără Dumnezeu, adică fără Tatăl. Tatăl. Vedeți cum noi ca oameni avem niște părinți trupești și avem un tată fizic. Fără un tată nu puteam veni pe lume, da? Fără tată și mamă. Ei, avem și un tată spiritual ceresc, da? Fără care nu putem exista. Și tatăl spiritual e mai puternic decât tatăl fizic. Tatăl fizic și-a făcut treaba, ai venit pe lume. Tatăl spiritual, tatăl ceresc, are grijă de tine în orice moment, zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă. Tot ce ți se întâmplă este cu dezlegarea, cu voia lui sau din contră. Da? Când simți că și-a luat mâna de pe tine și te simți ca o frunză în vânt, e de rău. Nu e bine atunci. Bun, deci asta e cu litera și spiritul. Mulțumesc, Elena, pentru întrebarea minunată. Bun, acum, Octavian. Octavian vine cu acest citat, da, pe care l-a găsit și el, și zice așa, ai grijă la gândurile tale, căci vor deveni cuvinte, ai grijă la cuvintele tale, căci devin fapte, ai grijă la faptele tale, că vor deveni obicei, ai grijă la obiceiurile tale, căci devin rezultate, ai grijă la caracterul tău, căci devine destinul tău. Suntem ceea ce gândim? Întreabă Octavian. Suntem ceea ce spunem? Suntem ceea ce facem? Ce suntem? Ce suntem? Întreabă el. Da? Suntem ceea ce gândim? Întreabă. Suntem ceea ce vorbim? E întrebare. Suntem ce facem? Ce suntem noi? Da? Bună întrebare. Și eu zic așa. Suntem cumulul gândurilor, vorbelor și faptelor noastre. Asta suntem. Cumulul. Toate împreună. Pentru că sunt oameni, mare atenție ce vă spun acum, care gândesc una, spun alta pe gură, nu sunt integri moral, sunt mincinoși și perverși, sunt duali, au personalitate dublă, sunt și din ăștia, da? Păsta îl perie, îl face, îl linge, îl pupincuriști din ăștia, așa, da? Și pleacă de lângă el și spune, bă, hai să spun despre ăsta și începe să-l bârfească și să știți că sunt și din ăștia. Am întâlnit și eu. Și mai ales când ești într-o funcție, mare atenție. Sunt oameni pe funcții înalte, pe scaune, investiți cu putere, așa, să conducă. Și ascultă lingușitorii, cei care se dau pe lângă ei, îi trag de limbă, își pun, cum se numesc ăștia, ciripitori, nu știu cum se numesc, da? Să... îi urmărească pe oameni să vină să-i dea lui raportul, să controleze el, să știe el tot ce... Deci sunt oameni cu caractere îndoielnice, da? Deci oamenii aplecați către bârfă, către lingușală, către, cum să zic, ego, mândrie, au niște obiceiuri, că vorbim despre obiceiuri, urâte. Caracter urât. Și atunci, sigur că noi suntem cumulul a ceea ce gândim, ce vorbim, ce simțim, evident, și ce facem. Bun.
Deci tot ce facem în mod preponderent, să știți că sunt obiceiuri. Și oamenii cu rezultate bune, care au o atitudine potrivită ca urmare a unor obiceiuri de viață sănătoase, au succes. Da? Au succes. Un om cu obiceiuri proaste nu poate avea rezultate bune. Și spuneam, dădeam exemplu, dacă pierzi nopțile, te hrănești nesănătos, fumezi, consumi alcool, joci la aparate, e clar că rezultatele tale din viață nu vor fi de succes. N-ai cum să ajungi la niște niveluri pe culmi, da, de performanță profesională sau în orice domeniu ai vrea să-l iei, dar n-ai cum să ajungi acolo. Ce vei avea? Vei fi bolnav, nefericit, singur, cu tot felul de complicații, cu datorii, cu gânduri negative de suicid și de alte chestii și vă spun din experiență că așa se întâmplă. Bun, asta a fost pentru, Alex, pentru Octavian. Ultima întrebare de la Alex, cum scăpăm de obiceiurile rele? Acum, fiecare om, și știți că m-am întors de la evenimentul de recertificare, John Maxwell, și am avut o întâlnire privată cu John Maxwell și l-a întrebat un coleg în întâlnirea asta cum s-a autodisciplinat el, John. Cum reușește John zi de zi să se țină la el, cum am zice noi, și să facă numai ce trebuie, să scrie, să dea lucruri bune, să se țină pe direcția asta. L-a întrebat, deci, cum s-a disciplinat? Și a zis așa, a fost și este o provocare pentru oricine. Pentru că orice om, și o să spun acum un lucru foarte important, de la un om care este numărul 1 în lume, da? Expert în leadership, adică în a se conduce pe sine. Deci vă spun de la sursa cea mai veritabilă, da? Și credibilă. Și a zis așa, orice om, cât de disciplinat ar fi în anumite direcții de acțiune în viața lui, în diferite domenii, are un domeniu cel puțin în care nu este disciplinat. Și știți ce am mai spus? Eu, de exemplu, și se dădea exemplu pe sine, nu pot să fiu disciplinat la mâncare, să mănânc sănătos și așa, am avut diete, nu pot, mie îmi place să mănânc. Și a fost atât de simpatic, cum spuneam cu ăsta, mie îmi place să mănânc. Și sunt indisciplinat și îmi dau seama că nu-mi fac bine. El a fost operat pe cor deschis, a avut infarct, obligat să țină niște diete și povestea cum a fost obligat de-a lungul timpului să dea multe kilograme jos pe care apoi le-a pus din nou, tocmai datorită acestor obiceiuri proaste, da? De a mânca nesănătos, să-i place mâncarea bună, nu s-a putut abține. Da? Și bună întrebarea ta, Alex. Cum scăpăm de obiceiurile rele? De ce v-am făcut această introducere? Ca să vedeți că toți oamenii mai avem și obiceiuri rele, da? Nu putem fi perfecți pe toate planurile și să nu ne punem la zid noi pe noi și la colți că avem obiceiuri rele. Pentru că eu cunosc oameni care sunt așa de răi cu ei înșiși pe treaba asta și atâta se biciuiesc pentru, cum să spun, că mai au și anumite obiceiurile, anumite pofte, anumite și mai calcă, da, pe bec, cum ar spunem noi, din când în când. Dragilor, dacă tot o facem și nu sunt chestii care cu efecte, da, cu efecte pe termen lung și așa, eu zic să nu ne mai punem atâta la zi, că suntem oameni și având partea asta fizică de om, da, să ne dăm voie să fim și oameni, ce atâta, adică să ne simțim vinovați că suntem oameni, nu sunt de acord cu asta, să știți, dar sunt de acord cu echilibru, dragilor, să mă împăc și cu latura mea umană, da, care nu pot să mă țin în integralitate la mine tot timpul non-stop, da, și mai calc pe bec, pentru asta este spovedania. Da? Pentru asta este, să mă curăț de păcate, mântuirea, am vorbit data trecută. Și să mă împăc și cu latura mea spirituală, cu Dumnezeu, da? Și să le fac și pe ale oamenilor și să le fac și pe ale lui Dumnezeu. Asta este filozofia mea de viață, să știți.
Eu și nu spun că e ușor să ajungi aici, Doamne ferește, n-am zis asta, dar orice e prea mult strică. Dacă mă duc prea mult în natura lumească și nu țin cont de Dumnezeu, voi ajunge vai de mama mea, credeți-mă. Am fost acolo, da? Am fost și știu cum e. E urât rău de tot. Dacă mă duc în habotnicie de nebun așa cu Dumnezeu, mă izolez, mă duc în vârf de munte și nu am pregătirea necesară, conștientizarea și nu sunt la nivelul ăla să fac lucrurile astea, evident că nici atunci nu e bine. Când nebunesc, o iau pe arătură. Da? Deci, ce e prea mult strică? Să știți că nici psihiatrii, nu se fac psihiatrii fără binecuvântare. Da? Primesc binecuvântare de la episcopul, mă rog, zonei respective, ca să poată să se retragă în pusnicie. Deci în pusnicie nu te duci tu de nebun, da? Deci sfinții pusnicii și așa se duc cu dezlegare, ca să știți, și binecuvântare. Deci numai în momentul în care, cum să zic, în urma spovedaniei se asigură că ăla este pasul următor, numai atunci se aprobă acest lucru. Dar altfel, monahii, să știți că nu merg în pusnicie decât după ce se conving, mă rog, mai mari episcopul că într-adevăr este un pas următor și că este pasul cel mai potrivit în acel moment de dezvoltare, da, spirituală. Bun, cum scăpăm de obiceiurile rele? Fiți atenți, în primul rând trebuie să identific acele obiceiuri rele. Mă, care sunt obiceiurile rele din viața mea? Că mănânc prea mult, că mănânc seara la o oră târzie și pe urmă mă culc, că îmi place pâinea, mănânc pâine și așa. Eu acum vorbesc, eu nu mai fac așa, dar am făcut, să știți, că mănânc dulciuri, îmi plac dulciurile. Că care ar mai fi niște obiceiuri proaste? Că fumez, fumez mult. Deci, în primul rând, conștientizarea, da? După ce am conștientizat, am identificat aceste obiceiuri rele pe care le am, proaste, ce fac? Mi le asum. Da, frate, sunt ale mele. Dar trebuie să fac ceva cu ele, așa nu mai merge. Nu mai merge așa, da? Trebuie să fac ceva cu ele. Mi le asum. Asumarea... Cu ce vine? Cu dorința de schimbare. Vreau să mă schimb. Vreau să fac ceva cu asta. Am fumat până acum, ia uite, am ajuns de nu mai pot respira, da? Tușesc dimineața ca naiba, ca femeie put, ca parcă sunt tutungerie. Nu e cazul meu, eu nu fumez. Eu vă dau acum un exemplu ipotetic, da? Și vreau să fac o schimbare. Și mi-o asum asta. Dar vreau. Ați înțeles? La mine aici, la cabinet, vin oameni, doamna, vreau să nu mai joc la aparate, vreau să nu mai fumez, să nu mai mă droghez, să nu mai beau alcool. Păi bun, dar zic, vrei tu asta sau vrea altcineva? A, păi a zis nevastă-mea că dacă nu merg la psiholog, mă lasă. Păi și tu, dumneavoastră, ați venit la psiholog pentru nevastă, ca să-i faceți pe plac soției, sau ați venit pentru că, într-adevăr, dumneavoastră vă doriți foarte mult o schimbare? E, doamnă, nu, dar mă las asta și ce mă fac pe urmă? Vai de mama mea! Că a zis și mama cu tata că dacă mă lasă nevasta, își ia și ei mâna după mine. Și ce credeți voi că se întâmplă atunci? Dacă omul vine forțat de ceilalți din jurul lui, fără să-și dorească el, deci motivație intrinsecă, interioară, ce credeți? Vine odată și după aia nu mai vine. Asta se întâmplă, vă spun din experiență. Dacă omul nu are motivație interioară, putere interioară, voința, motivația, da, nu poate să facă schimbarea. Nu poate, nu poate, e prea slab. Acum, la motivație și voință, foarte important, foarte importantă este credința, să știți. Cu Dumnezeu alături putem orice. Și eu vă spun din experiența mea personală. Mereu v-am spus, da? Când eu zic, Doamne, eu mă întovărășesc cu Tine, vreau să fac asta. Și știu că dacă Tu mă ajuți, eu voi putea. Dacă Tu nu mă ajuți, îți iei mâinile după mine, vai de viața mea, eu nu o să pot să fac asta. Nici asta, nici ailaltă, nici așa.
Și atunci, da, îi cer ajutorul lui Dumnezeu și simt așa puterea aia interioară și motivația și voința și toate și mă simt capabilă, în stare să pot să fac. Eu vă spun, la început, când am început eu să țin posturile lungi, dar nu puteam să țin, chiar nu puteam. Mi-aduc aminte de niște discuții cu maica Marina de la Clocociov, care zicea, Doamna Camelia, dar cum vă rugați pentru asta? Păi nu prea mă rog, ia încercat să vă rugați. Ulterior, i-am învățat și eu, da, pe alții, puneți în intenție de seara și roagă-te, Doamne, mâine e vineri, te rog eu să-mi pui în minte că e vineri, să nu mă las să mănânc. Mi-a spus o clientă, zice, Doamnă, zice, știți cum m-am sculat cu gândul că e vineri și m-am sculat bine și n-am mai băgat lingurița în iaurt cum făceam de obicei și m-am pus și am făcut o ciorbă, nu știu ce ciorbă a zisea că a făcut de verdețuri și știți, a venit după amiază la cabinet și era foarte bucuroasă că ea a reușit să postească ziua aia. Da, a fost o victorie pentru ea, victoria asupra sieși, ați înțeles? Este lupta aceea dintre partea profană, partea de trup fizic dintre om și partea divină de Dumnezeu. Și a reușit și a învins, da, Duhul, da, Spiritul, partea aceasta dumnezeiască. A reușit și a învins de data aceea și era foarte fericită. Deci, în momentul în care avem voința, motivația, credința că vrem să facem aia, pur și simplu facem înlocuirea. Dar va fi mai lesne, mult mai ușor. Dacă nu facem pregătirea mentală a schimbării, nu vom putea. Nu putem să facem schimbări, dragilor. Dacă nu ne pregătim mental și emoțional și să-L avem pe Dumnezeu alături, deci și spiritual să ne pregătim, nu putem altfel. Suntem așa de mici și atât de înșurubați în păcatele noastre, de nu putem. Nu putem, vă spun că atâta, și eu m-am luptat cu multe lucruri la care aș fi vrut să renunț și nu puteam. Da? Deci, eu am descoperit această rețetă, dacă pot să-i zic așa, magică, și o spun cu toată deschiderea, sinceritatea și bucuria să vă ajute, este singura rețetă magică care ne ajută. Da? Să conștientizăm, să asumăm, să-mi doresc să mă schimb, să am voință și motivație, să-L am pe Dumnezeu alături de braț așa în tot procesul ăsta de schimbare și apoi fac înlocuirea obiceiului negativ cu unul pozitiv. Mă premiez pentru fiecare mic succes și îmi spun, bravo Camelia, uite ai reușit, mulțumesc Doamne cu recunoștință că m-ai ajutat și am reușit să fac asta. Și mă simt bine și atunci când ai succes, cum zicea și John Maxwell, voința ta crește. Când tu începi o dietă și te sui mereu pe cântar și vezi că ai scăzut 200, 300 de grame, o jumătate de kilogram, mamă, păi crește inima în tine, puterea interioară, voința, fa! Dar ce se întâmplă la un moment dat? Păi zici, hai că astăzi îmi dau voie, mănânc o prăjitură și mâine zici, nu e foc, am mâncat ieri una, mai mănânc mâine una, astăzi una și de mâine mă pun iar la dietă. Și uite așa apare procrastinarea, amânarea din lipsa de convingere, de motivație, de voință. Ați înțeles? Și intru într-un conflict interior pe urmă, aoleo, ce proastă sunt, iar mă apucai, mă chinui 2 luni de zile să dau jos 2 kilograme și pusei 4 la loc. Și atunci te simți mai vinovată, ți-e mai rău și starea ta, imaginea de sine, ce se întâmplă cu ea? Scade. Deci, dragilor, aceasta este sesiunea din această seară. Vă spuneam că o să fiu plecată, de miercuri plec pentru o săptămână. Nu ne vedem luni, probabil că o să ne vedem tot pe sfârșitul săptămânii, da? Așa ca să știți, săptămâna viitoare spre sfârșitul săptămânii. Vă pup, vă iubesc, sper să vă fie de folos, dați-mi un feedback, da?
despre dacă v-a ajutat ceva din tot ce am vorbit în această seară și am vorbit despre multe lucruri. Apropo, le mulțumesc din nou prietenilor noștri care pun întrebări și pun caimacul cafelei noastre. Așa? Și de-abia aștept să ne vedem cu bine, sănătoși, frumoși, voioși, un pic mai înțelepți, da? Vă pup! Pa!